Misterul Narcisei Galbene. Capitolul 11. Thornton-Lyne a murit. Câteva secunde se priviră în tăcere, apoi Tarling se îndreptă spre pat, luă un scaun, se așeză fără să o scape din ochi. Odette Rider, femeia pe care o căuta toată poliția Angliei, contra căreia se emisese un mandat de arestare pentru crimă premeditată, se afla aici, într-un mic spital de provincie. O îndoială îl clătină. Dacă n-ar fi fost amestecat în afacerea asta, dacă ar fi fost un simplu spectator pentru care fata n-ar fi avut nicio importanță, ar fi spus că, desigur, se ascunde și că locul era destul de bine ales. În plus, purta și un nume fals. Ce putea fi mai suspect? Ochii fetei îl fixau în continuare, citi fără greutate o spaimă care îi făcea rău. Înțelese atunci că intrase în această poveste nu atât pentru a descoperi ucigașul lui Lyne, cât pentru a dovedi că această fată e nevinovată. Domnule Tarling, zise ea cu voce tremurată, nu mă așteptam să vă văd. Era un început stângat și prefăcut, fiindcă de la accident nu făcea altceva decât să se întrebe ce va spune omul acesta, ce va face, ce bănuiel va avea. Vă cred, răspunse Tarling plând. Am fost șocat să aflu că ați suferit o comoție teribilă, domnișoară. Ea scutură din cap cu un zâmbet ușor pe buze. N-a fost chiar așa de grav, zise ea. Evident, a fost cumplit la început, dar de ce ați venit? Ea lăsă să îi scape întrebarea, sătulă să mai continue comedia unei conversații politicoase. După o scurtă tăcere, Tarling răspunse. Am vrut să vă întâlnesc. Spaima din ochii fetei reapăru. Ei bine, ezită, apoi încheie curajoasă. M-ați găsit. Tarling coborâ capul. Și acum că m-ați găsit, ce doriți de la mine? Ea aștepta răspunsul cu o încordare vizibilă. Aș vrea să vă pun câteva întrebări, spuse Tarling scoțându-și carnetul și așezându-l pe genunchi. Nu sunt sigură că vă pot răspunde, însă nu văd niciun motiv pentru care nu m-ați întreba, adăugă calm. Atitudinea ei era surprinzătoare. S-ar fi așteptat să o vadă cuprinsă de panică, în lacrimi, devenind incoerentă, indignată sau stupefiată. Oricare dintre aceste manifestări i-ar fi probat fie inocența, fie vinovăția. Mai întâi, de ce vă aflați aici sub numele de Stevens? Ea reflectă un moment. E o întrebare la care nu pot răspunde. N-aș insista, domnișoară, dacă n-aș ști că se leagă de alte acțiuni ale dumneavoastră, la fel de bizare. Tânăra roșii. De aceea ați părăsit Londra fără să-i anunțați pe prieteni ori pe mama dumneavoastră? Ea ridică brusc capul. Ați văzut-o pe mama? Întrebă neliniștită. Am văzut-o și am văzut și telegrama pe care i-ați trimis-o. N-aveți de gând să mă lăsați să vă ajut? Credeți-mă, nu din curiozitate vă pun aceste întrebări. E mult mai grav decât bănuiți. Ar trebui să înțelegeți că situația dumneavoastră este dificilă. N-am nimic de spus, sacadea. Dacă credeți că am... Se opri brusc. Spuneți până la capăt. Dacă cred că ați comis crima... Ea făcu un semn semnificativ și afirmativ. El își puse carnetul în buzunar, apoi se aplecă și lua afectuos mâna. Domnișoară, aș vrea să vă ajut, zise grav, și aș putea să o fac mai ușor dacă ați fi sinceră cu mine. Vă asigur că nu cred că sunteți vinovată de acest act. În ciuda tuturor aparențelor care vă sunt potrivnice, sunt sigur că sunteți în măsură să vă disculpați. Ochii fetei se umplură de lacrimi. Își mușcă buza și se stăpâni. E drăguț ce-mi spuneți, domnule Tarling, și apreciez bunătatea dumneavoastră, dar nu pot spune nimic. Nu pot. Își strânse pumnul cu vehemență. El crezu că o să-i zbunească în plâns, dar iarăși își reveni. Vă veți face o impresie proastă despre mine și nu știți cât îmi e de dezagreabil acest lucru, cât de mult mă întristează. Vreau să știți că sunt nevinovată, dar și că nu voi face nimic pentru a-mi dovedi nevinovăția. Sunteți nebună, o întrerupse el burtar. Nebună de legat, trebuie să faceți ceva. Mă auziți, e absolut obligatoriu. Ea scutură din cap și strânse ușor degetele. Nu pot, zise simplu. Într-adevăr, nu pot. Tarling își îndreptă scaunul de pat. Îi venea să urle de descurajare. Măcar de i-ar da o indicație să-l pună pe pista cea bună. Măcar dacă ar protesta... Își simțea inima strânsă. Să presupunem că sunteți acuzată de acest act.
Vreți să spuneți că nu veți încerca niciun fel să vă apărați? Exact asta am spus. Dumnezeule, nu vă dați seama ce vorbiți. Ești nebună, Odet, complet nebună. Ea surâse ușor de felul în care îi se adresase inconștient. Nu sunt nebună deloc, sunt în toate mințile. Îl privi pe gânduri, apoi păli brusc. Aveți un mandat contra mea? Suflă ea. El confirmă. Și mă veți arăsta? Nu, o să las pe altul să o facă. Mie mi-ajunge, vreau să mă retrag din istoria asta. El v-a trimis aici, zise ea încet. El? Da, îmi amintesc că trebuia să lucrați pentru el, să-l ajutați. Despre cine vorbiți? Întrebă Tarling uluit. Despre Thornton Lyne, zise tânăra. Thornton Lyne? Nu știți așadar nimic? Ce nu știu? Întrebă fata încruntând sprâncenele. Că Lyne e mort și că sunteți acuzată de uciderea lui. Ea îl privi o clipă cu ochii măriți de surpriză. Mort? Mort? Lyne mort? Ați spus că e mort? Îl prinse de braț. Spuneți-mi că nu e adevărat. N-a făcut asta. N-a îndrăznit să o facă. Căzu și Tarling abia reuși să o prindă în brațe. Leșinase. Misterul Narcisei Galbene. Capitolul 12. Registrul spitalului. În timp ce o soră se ocupa de fată, Tarling îl interogă pe doctor. Nu cred că are mare lucru, zise acesta. De fapt, ar fi putut părăsi spitalul de 2-3 zile. Am reținut-o la cererea ei. Dacă înțeleg bine, aveți nevoie de ea în cazul Lyne. Da, ca martor, zise Tarling evaziv. Își dădu seama că era ridicol, doar autoritățile locale știau de mandatul de arestare eliberat pe numele ei. Semnalmentele ei ajunseseră desigur și la spital. Replica doctorului confirmă bănuiala. Ca martor? Repetă sec. Oh, nu vreau să-mi bag nasul în secretele poliției, însă oricum fata e în stare să călătorească. Asistenta intră în cabinet. Domnișoara Ryder vrea să vă vadă, domnule, i-a desălut Tarling. O găsi mai calmă, dar palidă ca ceara. Era într-un fotoliu îmbrăcat într-un halat lung. Îi făcu semn detectivului să se apropie și așteptă până asistenta închise ușa în urma ei. E ridicol că am leșinat. Însă veștile au fost prea cumplite și neașteptate. N-ați vrea să-mi povestiți cum a fost? Vă dați seama că n-am citit niciun ziar de când sunt aici. Am auzit o soră vorbind despre o crimă și despre misterul narciselor, nu cumva? Ba da, confirmă Tarling cu inima ușoară, aproape vesel, de când știa că într-adevăr fata e nevinovată. Lyne a fost asasinat în noaptea de 14. Ultima persoană care l-a văzut a fost servitorul său pe la ora 9:30 seara. În zori a fost găsit în Hyde Park. Un glonț îi străpunsese inima, iar sângele fusese oprit cu o cămașă de noapte de damă. Pe piept fusese așezat un mănunchi de narcise. Narcise? Dar cum s-a întâmplat? Automobilul său a fost descoperit la 100 de metri. A fost ușor de stabilit că crima a fost comisă în altă parte și că a fost adus cu mașina în parc. Nu avea nici veston, nici haine și era în papuși de pâslă. Dar nu înțeleg nimic, strigă fata deconcertată. Ce vrea să însemne asta? Cine? Se opri brusc, își mușcă buzele, apoi își cuprinse fața în mâini. Oh, e groaznic. Niciodată nu m-am gândit, n-aș fi crezut. Oh, e prea groaznic. Darling îi prinse ușor umărul. Domnișoară, bănuiți pe cineva, nu vreți să-mi spuneți pe cine? Nu pot spune nimic. Dar nu vedeți că veți fi bănuită? A fost găsit o telegramă prin care îl chemați la dumneavoastră chiar în seara crimei. O telegramă de la mine? Se mire. N-am scris nicio telegramă. Dumnezeu fie lăudat, strigă Darling. Nu înțeleg, s-a trimis o telegramă domnului Lyne chemându-l la mine? A fost la mine? Categoric. Crima a fost comisă în apartamentul dumneavoastră. Doamne, imposibil. Oh, nu, nu e cu putință. Pe scurt, el îi povesti ce descoperise. Știa că e neloial față de poliție, o punea pe fată în posesia dovezilor acumulate contra ei. I-a vorbit despre cămașa de noapte. E cămașa mea de noapte, zise ea fără ezitare. Continuați, vă rog, domnule. Îi vorbi despre amprentele de pe comodă. Pe pat am găsit o valiză pe jumătate făcută. Ea a avut un gest de disperare. Oh, e prea crud, el a făcut-o, el a putut-o face. Cine? Întrebă Tarling. O prinse de umeri și o scutură ușor.
Cine, trebuie să-mi spuneți, e în joc viața dumneavoastră. Nu vezi, Odette, că vreau să te ajut? Vreau să te eliberez de această teribilă acuzație. Bănuiești pe cineva și trebuie să aflu pe cine. Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun nimic. Nu știam, am crezut, îl detestam pe Line, dar nu i-aș fi făcut nimic rău, e înspăimântător. Trebuie să mă întorc la Londra imediat, vă rog să mă ajutați. Ea remarcă încurcătura lui. Trebuie să mă arestați, nu-i așa, pentru crimă, nu? El încuvință din cap, ea îl privind liniște câteva secunde. Voi fi gata într-o jumătate de oră. Fără un cuvânt, detectivul părăsi salonul și se reîntoarse în cabinetul doctorului, care îl aștepta nerăbdător. Spuneți-mi, mi-ați întrucat povești că-i căutată ca martor. Am găsit avertismentul de la poliție. O cheamă Odette Rider și e acuzată de crimă. Așa e, răspunse Tarling, lăsându-se obosit în fotoliu. Vă deranjează dacă fumez? Deloc, presupun că o ridicați, nu? Tarling încuvință. Nu pot pricepe cum a putut o fată ca ea să omoare pe cineva, comentă doctorul. Nu pare să aibă forța necesară pentru așa ceva. Am citit detalii în ziare. Trebuia să-l care până la mașină și apoi în parc. Și fata asta nu e în stare să ridice niciun copil. Tarling fu de acord. În plus, continuă doctorul, n-are figură de criminal. Nu fiindcă e drăguță, dar există un gen de frumusețe care ține de nobleța sufletească. Și domnișoara Ryder face parte din el. Sunt întru totul de acord. Sunt sigur că n-a comis crima, dar circumstanțele o acuză. Telefonul sună. Răspunse doctorul. E pentru dumneavoastră. Cred că Scotland Yardul. Tarling luă receptorul. Aici Whiteside. Domnule Tarling, am găsit revolverul. Unde? În apartamentul fetei. Figura lui Tarling se lungi, însă nimic nu era neașteptat. Nu se îndoia de faptul că crima fusese comisă în apartamentul fetei și era firesc ca revolverul să fie găsit în apropiere. Mai degrabă, contrariul ar fi fost de mirare. Unde era? În coșul cu rufe, sub o grămadă de lucruri. Ce fel de pistolet e? Un colt automat. A fost folosit. Am găsit și gloanțele trase în cămin. Ați găsit-o pe domnișoara Stevens? Da, răspunse Tarling calm. Domnișoara Stevens și Odette Rider sunt una și aceeași persoană. Ați arestat-o? Nu încă. Vreți să așteptați la trenul de Ashford? Voi pleca într-o jumătate de oră. Puse receptorul jos și se întoarse spre doctor. S-a găsit arma? Întreba acesta. Da, s-a găsit arma. Ha! Strigă doctorul frecându-și mâinile. E o afacere urâtă. Îl privi curios pe Tarling. Ce fel de individ era acest Line? Tarling ridică din numeri. Nu de cea mai bună calitate, mă tem. Însă și cei mai ticăloși indivizi sunt protejați de lege și pedeapsa care îl așteaptă pe criminal sau criminală, surâse doctorul. Criminal, replică Tarling rece. Pedeapsa nu depinde de caracterul omului asasinat. Doctorul fumă o vreme în liniște. E ciudat să vezi o fată ca ea amestecată într-o crimă. Este extraordinar. A apărut directoarea. Domnișoara Rider e gata, anunță ea și Tarling se ridică. Doctorul se ridică și el, luă un registru deschise. Trebuie să trec aici externarea. Întoarse paginile. Iată, domnișoara Stevens, comoție. Citi ce scria în registru, apoi se întoarse spre detectiv. Când a fost comisă crima? În noaptea de 14. În noaptea de 14? La ce oră? Ora e nesigură, răspunse Tarling, dornic. Să încheie discuția cu acest doctor curios. Puțin după 11. Puțin după 11, repete doctorul. N-a putut avea loc înainte? Când a fost văzut omul pentru ultima dată? La 9:30. Vă lansați în interogatoriu, serioase, domnule doctor. Nu, nu chiar zâmbi doctorul, dar sunt fericit că am proba nevinovăției acestei fete. Proba nevinovăției? Ce vreți să spuneți? Crima n-a putut fi comisă înainte de ora 11 și Line a fost văzut viu la 9:30. Da, și? Ei bine, trenul a plecat din Charling la ora 9, iar la 10:30 a fost adus aici în stare de inconștiență. O clipă Tarling rămase încremenit ca o statuie, apoi brusc luă mâna doctorului și o strânse cu putere. Sunt cele mai bune vești pe care le-am aflat în viața mea, zise el cu o voce tremurată. Misterul Narcisei Galbene, capitolul
13. Împușcături în noapte. Drumul spre Londra se imprimă în mintea lui Darling până în cele mai mici detalii. Fata vorbi puțin și el se mulțumi să întoarcă pe toate fețele împrejurările fugii Odetei. Tăcerile lor stabiliseră un soi de camaraderie, o înțelegere plină de simpatie greu de definit. Era îndrăgostit de ea, fu îngrozit la ideea că îi se putea întâmpla o asemenea catastrofă. Dragostea nu intrase niciodată în viața lui. Era o eventualitate pe care nu o luase niciodată în considerare. Cunoștea bărbați care se îndrăgosiseră fulgerător, tot așa cum cunoștea bărbați care s-au îmbolnăvit de malarie ori de febră galbenă, fără să se gândească la posibilitatea de a-i se întâmpla și lui așa ceva. Era timid și retras. În spatele măștii sale dure avea o lipsă de siguranță pe care nu-i o bănuiau nici cei mai intimi prieteni. Așa că ideea că s-ar putea să fie îndrăgostit de Odette îl turbură, fiindcă în modestia lui nu și îngăduia să creadă că pasiunea lui ar putea fi altfel decât fără speranță. Nu putea concepe că o femeie o să-l iubească. Prezența ei îl atrăgea și îl alarma în același timp, cu toate că avea un mandat de arestare în buzunar. Știa că nu se va servi de el și că Scotland Yard-ul nu o va ierta, fiindcă, deși ei făcea adesea greșeli grave, poliția nu era încântată să fie făcute publice. Drumul îi se păru prea scurt. Abia când trenul intra în ceața ușoară a Londrei, făcu un efort să aducă vorba despre crimă. Vă voi duce la hotel și mâine dimineață vă voi ruga să veniți cu mine la poliție să vorbiți cu șeful. Nu sunt arestată? Zâmbi ea. Nu, nu cred. Mă tem însă că vi se vor pune o grămadă de întrebări care vă vor pune în încurcătură. Știți, domnișoară, acțiunile dumneavoastră au fost extrem de suspecte. Ați pornit spre continuat cu un nume fals și nu e nicio îndoială că crima s-a comis în apartamentul dumneavoastră. Ea se crispă. Vă rog, să nu vorbim despre asta. Era penibil pentru Darling să mai insiste, însă știa că va fi supusă un interogatoriu condus de oameni mai puțin interesați de sentimentele ei. Aș vrea să fiți sinceră cu mine. Sunt sigur că v-aș putea scoate din încurcătura asta. Domnul Lyne mă detesta. Cred că am atins punctul cel mai sensibil, bietul om, vanitatea. Ați văzut ce bandit a trimis la mine pentru a mă acuza de furt. Darling în cuviță, l-ați mai văzut pe Sam Stay? Cred că am auzit vorbindu-se despre el. Știu că Lyne se interesa de el și că acest răufăcător îl venera. Domnul Lyne l-a adus odată la magazin ca să-i dea o slujbă, dar el n-a acceptat. Lyne mi-a spus într-o zi că Sam Stay ar face orice pentru el. Sam vă crede vinovată de crimă, îi spuse Darling fără menajamente. Lyne a povestit o felul de minciuni despre dumneavoastră, așa încât că cred că Sam era mai periculos chiar decât poliția. Noroc că și-a pierdut mințile. Tânăra îl privi mirată. E nebun? Sărmanul. Din cauza acestei povesti îngrozitoare, Darling aprobă. A fost adus la azil azi dimineață, în urma unei crize pe care a avut-o în biroul meu. Când și-a mai revenit, s-a văzut că își pierduse memoria. Acum, domnișoară, aveți de gând să fiți sinceră cu mine? Ea surâse cu tristețe. Mă tem că nu voi putea. Dacă vreți să știți de ce mi-am luat un nume fals sau de ce am încercat să fug, nu vă pot răspunde. Am avut un motiv serios și pot avea un motiv și mai bun ca să fug. Era să zică din nou, dar se opri. Darling își așeză mâna pe cea a fetei. Încă de când v-am vorbit despre crimă, am văzut după surpriza și agitația dumneavoastră că nu sunteți vinovată, zise grav. Apoi doctorul a descoperit un alibi inatacabil. Însă aveți aerul că știți cine a comis crima. Ați vorbit despre un bărbat, îmi trebuie numele lui. Asta nu o să vă o spun niciodată, răspunse simplu. Dar nu înțelegeți că puteți fi acuzată de complicitate fie înainte, fie după crimă? Nu vă dați seama ce ar însemna asta pentru mama dumneavoastră? Ea strânse ochii ca pentru a lunga o eventualitate penibilă. Nu mai vorbiți despre asta, vă rog, domnule Darling. Faceți ce doriți. Lăsați poliția să mă aresteze, să mă judece sau să mă spânzure, dar nu așteptați să vă spun mai mult decât mai mult, fiindcă nu o voi face. Darling, descurajat, se ghemui pe locul lui și nu mai scoase un cuvânt.
Whiteside îl aștepta la gară cu doi oameni. Darling îl luă deoparte și îi explică pe scurt situația. În asemenea împrejurări, încheie el, eu n-aș aresta-o. Whiteside fu de acord. E imposibil să fi comisia crima. Presupun că mărturia doctorului e solidă. Absolut. De altfel, mi-a fost confirmată și de șeful gării, Ashford, care a notat ora accidentului și care a ajutat la scoaterea fetei din tren. De ce și-a luat numele de Stevens și de ce a părăsit în grabă Londra? Darling făcu un gest de disperare. E un lucru pe care tare aș vrea să-l știu. Domnișoara refuză să explice. O voi duce la hotel și mâine o voi conduce la Scotland Yard. Însă mă îndoiesc că șeful o va putea face să vorbească. A fost surprinsă când i-ați vorbit despre crimă? A menționat vreun nume? Darling ezita, apoi minți. Nu. Era tulburată, dar n-a pomenit niciun nume. O conduse cu mașina până la hotel liniștit, la un hotel liniștit ales de ei. Ceața se îndesise și nu le fu prea ușor să ajungă. La hotel așteptă până o văzui instalată confortabil. Nu știu cum să vă răsplătesc pentru bunătatea dumneavoastră, zise ea. Dacă v-aș putea face sarcina mai ușoară, aș face-o, adăugă cu o crispare de durere. Încă nu pot să înțeleg ce se petrece. Totul mi se pare un vis urât. Aș vrea să uit. Ce ați vrea să uitați? Întrebă Darling. Nu mă mai întrebați. Vă rog, nu mă mai întrebați. Darling coborâ scările îngrijorat. Lăsase taxiul la intrare și spre mare sa surpriză văzu că acesta dispăruse. Îl întrebă pe portar ce s-a întâmplat, fiindcă nici nu-i plătise cursa. Taxiul dumneavoastră, domnule, nu l-am văzut plecând. Mă duc să mă interesez. Unul dintre oamenii hotelului care era în stradă povesti o istorie ciudată. Un bărbat apăruse din ceață, plăti cursa și eliberă șoferul. Martorul nu i-a văzut fața. Tot ce a văzut a fost că individul o luase în direcția opusă celei în care plecase mașina. Darling încrută sprâncenele. Curios. Puteți chema altă mașină? Mă tem că va fi greu. Vedeți ce ceață e? Mereu e în zona asta. Darling reteză dizertația meteorologică și încheia haina și se îndreptă spre stația de metro cea mai apropiată. Hotelul se afla pe o stradă liniștită care la ora aceea era pustie, iar ceața o făcea să pară și mai părăsită. Darling nu cunoștea prea bine Londra. În ciuda ceții, distingea halourile vagi ale felinarilor și dibuia totuși direcția. La un moment dat auzi pași în urma lui. Era un zgomot ușor. Se întoarse brusc. Instinctiv ridică mâinile și făcu un pas în lături. Ceva l-atinse și căzu cu o bofnitură pe trotuar. Un sac cu nisip, zise, aruncându-se spre dușman. Adversarul sări înapoi. Se auzi o detunătură asurzitoare și Darling, care îl prinse pe inamic de gât, slăbi un pic strânsoarea. Detectivul mai mult simți decât văzu un pistolet îndreptat spre el. Puse în practică una din lecțiile profesorului său japonez. Se auzi o nouă împușcătură. Darling îl lovi cu piciorul, însă până să găsească o nouă lovitură, individul dispăruse. Mai apucase să-i vadă doar fața palidă și răzbunătoare. I se păru că știe cu cine are de-a face. Ceața îl împiedica să o ia pe urmele agresorului. Auzi din nou pași, dar nu era decât agentul de poliție atras de împușcături. Nu se întâlnise cu nimeni. Probabil că a luat o altă direcție, zise Darling scrutând ceața. Agentul de poliție încercă să descopere vreo urmă folosindu-și lanterna. Nimic, domnule, zise în sfârșit, decât această bucățică de hârtie roșie. Darling o luă și se apropie de un felinar. Era un mic dreptunghi de carton roșu pe care se aflau 4 caractere chinezești. El a atras nenorocirea asupra capului său. Același cartonaș, aceeași inscripție. Misterul Narcisei Galbene, capitolul 14. O percheziție la domnul Milborough. Domnul Milborough avea o căsuță pe una din străzile industriale din Camden Town. Era o stradă înconjurată de un zid întrerupt de grilaje, prin care se vedeau uzinele. Milborough ocupa singura casă de locuit din zonă, cu excepția locuințelor paznicilor. Cine-i vedea căsuța se gândea că are de-a face cu un domn foarte nepretențios. Căsuța era înconjurată de un teren de vreo 200 de metri pătrați.
Era o casă cu un singur etaj care ocupa un loc în care s-ar fi putut extinde o uzină. Fabricile de o parte și de cealaltă făcuseră oferte generoase pentru achiziționarea acestui teren, dar proprietarul se ținuse tare. Era clar că proprietarul era Milborough, însă cum era posibil ca un om cu 900 de lire pe an să întrețină o proprietate de cel puțin 4.000 de lire? Coney Cottage, cum se numea, se afla pe o peluză fără flori, înconjurată de un gard înalt. Pentru a ajunge la casă, aveai de străbătut o alee pavată. În noaptea în care Tarling fu victima unui atentat, Milborough deschise poarta, intră și răsuci cheia de două ori în urma lui. Era singur și, ca de obicei, fluiera un refren trist, fără cap și fără coadă. Ajunse în pragul casei, scurtă câteva secunde întunericul din jur, apoi intră în casă. Încuie și abia pe urmă aprinse lumina. Holul era mic, mobilat cu simplitate și gust. Singura notă luxoasă o dădeau cele câteva acvaforte de zorn atârnate pe perete. Milborough le contemplă o clipă aprobator. Se dezbrăcă, își scoase galoșii, afară era o mezeală și intră în salon. Și aici același bun gust. Mobile frumoase cu tapiserie moale și groasă. Aprinse un radiator electric așezat în șemineu și se așeză la o masă acoperită de teancuri de hârtie legate cu elastic. Nu le atinse. Rămase cu ochii țintă, preocupat și gânditor. Se ridică, se îndreptă spre un dulap vechi, din care scoase o duzină de volume mici pe care le puse pe masă. Erau de aceeași mărime și pe fiecare era scris un an. Erau fascicule dintr-un jurnal, dar nu al lui. Într-o zi le descoperise în biroul domnului Lyne. Citise câteva pagini cu un interes puțin obișnuit. Mai târziu reușise să citească un caiet întreg și descoperise o mulțime de amănunte care i-ar fi putut fi de folos dacă Lyne n-ar fi murit atât de prematur. În ziua în care a fost găsit cadavrul în Hyde Park, Milborough a reușit cu o cheie specială să scoate jurnalul dintr-un sertar secret și să-l ducă la un loc sigur. Caietele conțineau lucruri extrem de neplăcute pentru Milborough, căci Lyne nu scrisese doar aventurile, ci și diferite impresii despre evenimentele zilelor, gânduri. Bănuirile împotriva directorului Milborough erau consemnate în termeni violenți. Jurnalul îi furniză o lectură abundentă și interesantă. Căută semnul ca să-și continue lectura. Pusese între file un plic cu cărți de vizită. Îl găsi ușor. Vederea lui îi aduse aminte de ceva. Căută în buzunar, dar nu găsi ce căuta. Surâse și continuă să citească. Dejun la Hotel Londra. După amiază picoteală, foarte cald. Am hotărât să merg să-mi văd un văr de aproape, un anume Tarling, care face parte din poliția din Shanghai, dar e prea obositor. Am petrecut seara la dancing-ul Chu Han. Am cunoscut o chinezoaică drăguță care vorbește puțin engleza. O voi revedea mâine la Li Fong. O cheamă micuța narcisă galbenă. Eu i-am zis micuța floare de ginchila. Milborough se opri din lectură. Micuța floare de ginchila, repete el pe gânduri. Micuța narcisă. Un zâmbet i se întinse pe figură. Reluă lectura. Deodată auzi soneria. Se ridică și așteptă. Soneria se auzi din nou. Stinse lumina, se apropie de fereastră și pe vii de după draperie. La poartă se puteau distinge 2-3 oameni. Lăsă draperia la loc, aprinse lumina și cu jurnalul în subsoară se îndreptesc pe dormitor fără să se sinchisească de sunetul repetat al soneriei. Reapăru în pijama și halat. Trase zăvorul și coborâ în papuci pe alea spre poartă. Cine e? Tarling, mă cunoaște, zice o voce. Domnul Tarling? Strigă mirat Milborough. Iată o plăcere la care nu mă așteptam. Intrați, intrați, domnilor. Deschideți poarta, ceru Tarling sec. Scuzați-mă un moment, trebuie să aduc cheia, zise Milborough. Nu vă așteptam vizite la ora asta. Se întoarse în casă, inspectă rapid camera și reapăru scoțând cheia din buzunarul halatului. Acolo fusese tot timpul, dar Milborough era un tip prudent și nu lăsa nimic la voia întâmplării. Tarling era însoțit de Whiteside și de încă un polițist pe care îl lăsară la poartă. Milborough îi invită în salonaș. Eram în pat de câteva ore. Regret că v-am făcut să așteptați. Radiatorul e încă foarte cald, zise Tarling calma plecându-se spre șemineu.
Milborough râse. Cât sunteți de abil! Adevărul că mi-a fost atât de somn că am uitat să-l scot din priză înainte de culcare. L-am oprit abia acum când am coborât să vă deschid. Darling ridică un rest de țigară încă roșu de pe grătarul șemineului. Fumați în somn, remarcă Alb. Nu, răspunse Milborough dezinvolt. Fumam când am coborât să vă deschid. Cum deschid ochii dimineața aprind o țigară? E un obicei deplorabil, recunosc. Am aruncat-o când am stins radiatorul. Darling surâse. Nu vreți să stați jos? Îl invită Milborough așezându-se la rândul său. Cum vedeți, zise arătând spre masa, am mult de lucru după moartea domnului Lyne. Sunt obligat să-mi iau lucru și acasă și vă mărturisesc că uneori mă prind zorile. Țin să fie totul gata pentru comisia de verificare a conturilor. Nu obișnuiți să faceți mișcare? Întrebă Darling cu un aer inocent. Nici plimbări nocturne în ceață pentru sănătate? Milborough păru perplex. Mișcare, domnule Darling, zise intrigat. Nu vă înțeleg prea bine. E evident că nu m-aș plimba pe o noapte ca asta. Ce ceață teribilă! Cunoașteți Paddingtonul? Nu, cu excepția gării unde am fost de câteva ori. Dar n-ați vrea să-mi explicați scopul vizitei dumneavoastră? Am fost atacat în noaptea aceasta de un bărbat cu silueta și talia dumneavoastră, care a tras două focuri asupra mea. Am un mandat de percheziție pentru casa aceasta. Ca să găsiți ce? Întrebă Milborough îndrăzneț. Un revolver, un pistolet automat, ori orice altceva. Milborough se ridică. Sunteți liber să cotrobăiți în toată casa. Din fericire nu e prea mare, salariul nu-mi permite să trăiesc somptuos. Locuiți singur? Da, o femeie vine zilnic să-mi facă menajul și micul dejun, dar trăiesc singur. Sunt foarte ofensat, adăugă părăsind încăperea. Nu suntem decât la început, replică Darling începând percheziția. Căutările se dovediră infructuoase, nu găsiră nici arme, nici cartonașe roșii, căci el nu-l căuta pe omul care l-a atacat, ci pe ucigașul Lyne. Îl chema pe Milborough fără să arate descumpănit de rezultatele percheziției. Acum, domnule Milborough, ați mai văzut așa ceva? Milborough privi atent caracterele chinezești de pe cartonașul roșu și în cuviță. Da? Se miră Darling. Da, domnule, aș spune o minciună dacă aș afirma contrariul. Nimic nu-mi repugne mai mult decât să trag pe sfoară pe cineva. Vă cred, zise Darling. Nu fiți sarcastic, îi reproșă Milborough. Vă asigur că detest minciuna. Unde ați mai văzut cartonașe ca ăsta? Pe biroul domnului Lyne. Pe biroul domnului Lyne? Făcu Darling surprins. Da, domnul Lyne a adus din Orient un mare număr de curiozități, printre care și astfel de cartonașe. Nu înțeleg chineza, n-am fost niciodată în Orient. Caracterele puteau fi diferite, dar pentru un profan ca mine păreau la fel. Ați văzut astfel de cartonașe pe biroul domnului Lyne. Atunci de ce n-ați vorbit despre asta poliției? Știți că s-a făcut mult caz în legătură cu un astfel de cartonaș găsit în buzunarul victimei. E adevărat că n-am spus nimic poliției, dar înțelegeți, domnule, că această întâmplare m-a tulburat atât de mult încât am uitat pur și simplu. Ar fi posibil să găsiți cartonașe chineze și aici, fiindcă domnul Lyne a împărțit tuturor curiozități din Orient. Mi-a dăruit pumnalul pe care vedeți pe perete și e posibil să-mi fi dat și cartonașe. Îmi amintesc că mi-a spus și o poveste în legătură cu ele, dar nu mi-o mai amintesc. Ar fi ținut-o tot așa dacă Darling nu l-ar fi oprit și n-ar fi dat semnalul să plece. Milborough i-a condus până la poartă și a încuiat-o în urma lor, reîntorcându-se apoi în birou cu un zâmbet larg pe buze. Sunt absolut convins că Milborough a fost, zise Darling. Aveți vreo idee de ce ar fi vrut să vă surprime? Întrebă Whiteside. Niciuna. Însă e evident că agresorul e la curent cu mișcările mele și că ne-a urmărit de la hotel. A dat drumul taxiului și m-a așteptat în noapte încercând apoi să mă atace. Dar de ce? Chiar dacă Milborough știa ceva de crimă, la ce ar fi folosit să vă suprime? Dacă aș putea răspunde la această întrebare, aș putea să-ți spun și cine l-a ucis pe Lyne. Misterul Narcisei Galbene, capitolul 15. Proprietarul pistoletului. Ceața se ridicase cu totul când a doua zi dimineață Darling privi pe fereastră. Străzile erau inundate de soare, aerul era proaspăt și înviorător.
Starling se întinse încântat, apoi se așeză la masă în fața micului dejun pregătit de chinez. Ling Chu, în tunică bleu, stătea în spatele scaunului stăpânului. Îi servi ceaiul, îi aduse ziarele și corespondența. Starling mâncă în tăcere o vreme. Ling Chu, zise el în chineză, împingând farfuria deoparte, îmi voi pierde porecla de vânător al oamenilor. Afacerea asta mi-a scos peri albi. Stăpâne, există întotdeauna în viața unui vânător un moment în care îi vine să se oprească și să plângă. Și eu am trecut prin asta când eram pe urmele lui Wung Fu, sugrămătorul din Hakeu. Și totuși, adăugă filozofând, l-am găsit până la urmă, iar acum se află pe terasa nopții, zise Ling Chu, folosind expresia chinezească pentru moarte. Ieri am găsit-o pe tânără, îl informă Taling. Poate fi găsită tânăra fără a găsi asasinul? Zise Ling Chu, cu mâinile ascunse politicos în mânecile hainei, căci nu micuța l-a ucis pe omul cu fața albă. De unde știi? Micuța femeie nu are forță, stăpâne. Și apoi nu se știe dacă era în stare să conducă mașina. Drage, nu m-am gândit la asta. E evident că ucigașul l-a dus pe Line cu mașina până în Hyde Park. Dar de unde știi că nu știe să conducă? Am întrebat, răspunse chinezul simplu. Mulți o cunosc la magazinul omului cu față palidă și toți au spus că nu știe să conducă. Da, e adevărat, tânăra nu l-a ucis fiindcă se găsea la mulți kilometri de locul crimei. Asta o știm. Întrebarea e cine a ucis. Vânătorul oamenilor o va descoperi, zise Ling Chu. Mă întreb, se îndoi Tarling. Se îmbrăcă și se duse la Scotland Yard. Trebuia să se întâlnească cu Whiteside și mai târziu să o întostească pe Odette la comisar. Whiteside tocmai examina un obiect așezat pe o hârtie în fața lui. Era un pistolet automat. Iată, uite, asta e arma cu care a fost ucis Line? Da, e un instrument al naibii de periculos. Unde a fost descoperit? În coșul de rufe. Îmi pare cunoscut. Taling îl luă în mână. Sper că ați anunțat toți armurierii. Da, numai că nu cred că ne va fi de prea mare ajutor. E un pistolet american și dacă n-a fost cumpărat în Anglia, n-ai cum să afli proprietarul. Taling îl examina atent, apoi scoase un țipăt. Îi arătă două urme pe țeava pistoletului. Ce e? Sunt urmele unor gloanțe ratate acum câțiva ani. Whiteside râse. Ce mai deducție, domnule Tarling? Nu e deducție. E adevărul adevărat. Acest pistolet mi-a